șansa de a regăsi clipele ce-au fug și s-au risipit, și tot ceea ce împreună am clădit, portând mereu doar privirea ta. Realitatea nu o pot accepta, ieri erai cu mine, azi nu mai ești. Ce s-au scris cândva au fost doar povești. Tu spune mereu trăiește-ți clipa, viața însă n-a putut ierta. Tu ești sus acolo printre îngeri, mi-a rămas doar amintirea ta. Scriitorului Carol Feldman din Tel Aviv, următorul mesaj pentru activitatea noastră de astăzi. Dragi prieteni, consider într-adevăr o mare cinste pentru mine hotărârea de a mă invita să conduc în calitate de președinte de onoare juriul instituit pentru acordarea premiului literar Ștefan Romeo Ghioc în memoria unui deosebit reprezentant al familiei noastre scriitoricești, regretatul domnul profesor Ștefan Romeo Ghioc, fie binecuvântată luminoasa amintire. Apreciez mult instituirea acestui premiu, fapt pentru care felicit pe toți cei care au inițiat și organizat această dovadă prețioasă de cinstirea memoriei unui cărturar de frunte din intelectualitatea turceană, de ziua Eminescu și de ziua culturii naționale. Din păcate, nu m-am bucurat de suficient prilej de cunoaștere a celui care merita acest lucru din partea mea, datorită circumstanțelor, dar l-am păstrat în memoria și sufletul meu, mai ales după ce am fost sincer impresionat de felul cum domnia sa m-a onorat cu referatul său de un înalt profesionalist și căldură omenească la lansarea uneia din cărțile mele la Tulcea. Fapt consemnat de mine la timpul său și în presa israeliană de limbă română. Vestea săvârșirii sale m-a mâhnit mult. Personalitățile desemnate astăzi pentru a primi acest premiu, deci cei ce vor fi desemnați de jurul pe care l-ați ales ca laureat ai premiului literar Ștefan Romeo Ghioc, să se considere fericiți purtători ai unei distinții de mare prestigiu. Acest premiu e o aureolă a prețioasei intelectualități tulcene, cinste celor care l-au instituit și cinste celor care vor primi. Cu deosebită emoție și prețuire pentru nobila acțiune inițiată de conducerea revistei și familia scriitorului, astăzi, în zi nobilă pentru România. Vă asigur în continuare de prietenia mea, Carol Feldman, Tel Aviv, Israel. Din felicitări încă o dată. Și cetățean, vă mulțumesc, este cetățean de onoare al orașului, autoritățile orașului i-au desemnat acest titlu important. Mulțumesc. Apropiindu-ne de încheierea manifestării de astăzi, înainte de a avea un ultim moment, am să rog, dacă apreciază că merită să vină în fața dumneavoastră, familia scriitorului, doamna Mara Ghioc sau domnișoara Laura Ghioc, scriitoare, pentru a împărtăși câteva cuvinte. Încerc să împășiți. Poftiți! Bună ziua și să rog mâinile spre Sfințeilor dumneavoastră. În primul rând, vreau să vă spun că am venit cu mari emoții la această întâlnire, având în vedere că s-ar putea ca sufletul lui Romeo, soțul meu și tatăl Laurei, să fie aici printre noi și eu să fac cu greu față acestei cuvântări. Vreau să mulțumesc din suflet colegilor soțului meu, în frunte cu domnul Marinache și cu ceilalți care știu că îi apreciez și îi stimez din tot sufletul, că au fost alături de noi și mai ales
că nu l-au uitat pe Romeo, pe soțul meu, și au fost alături de el până în ultima clipă. Mulțumesc din tot sufletul, atât eu cât și fiica mea. Și mă înclin și sărut mâna dreaptă, părintele protopop Romeo, care a reușit să facă dintr-un intelectual cel mai iubitor de Dumnezeu, om pe care n-aș fi crezut că aș putea trăi să văd asemenea lucruri în viața mea. Mulțumesc, Părinte, din tot sufletul că ați fost alături de Romeo și l-ați ajutat și pe el și pe noi ca sufletul lui Romeo să plece binecuvântat și orânduit cu toate cele de trebuință din lumea aceasta, cu spovedanie, cu împărtășanie, cu Sfântul Maslu și cu întărirea familiei, care, spre rușinea noastră, începeam să cădem în deznădejde și nu era bine. Mulțumesc din suflet tuturor preoților, că nu știu cum să mă adresez domniilor dumneavoastră și preasfinților dumneavoastră, care v-ați rugat pentru sufletul lui Romeo 40 de zile, peste tot pe unde am fost, așa cum ne-ați învățat, Părinte Romeo. Vă mulțumesc tuturor celor care ați avut răbdare să ascultați până la sfârșit această întâlnire, pentru că este greu pentru una lume ca în zi de duminică să se deplaseze, să vină la asemenea întâlniri care nu pe toată lumea încântă. Mă bucur din tot sufletul pentru ceea ce s-a întâmplat aici și mai ales pentru faptul că este o onoare fantastică care nu poate fi explicată prin cuvinte, că soțul meu, Ștefan Romeo Dioc, care în ultimele lui zile de viață era disperat că va muri în anonimat, este astăzi sărbătorit împreună cu Marele Luceafăr Mihai Eminescu. Așa cum spunea Patriarhul Bisericii Române, Mirul Cristea. Este cea mai mare onoare pentru mine și mulțumesc domnului Marinache și colegilor și prietenilor soțului meu că s-au gândit să-l omagieze pe Romeo în aceeași zi cu Mihai Eminescu. Vă dați seama că după acest lucru nu mai pot să zic decât sărut mâinile dumneavoastră și vă rog să faceți câte o rugăciune pentru sufletul lui Ștefan Titel Romeo. Are nevoie, pentru că târziu de tot a prins drag de biserică și de apropierea de către Dumnezeu și mă rog și eu pentru dumneavoastră care vă străduiți să ne învățați să alegem drumul către bunul Dumnezeu. Vă mulțumesc din suflet tuturor, și rudelor, și prietenilor, și colegilor, și fețelor bisericești. Vă mulțumesc din suflet că existați și că v-a lăsat pe pământ bunul Dumnezeu să ne ajutați pe noi, păcătoșii, să înțelegem că nu este de ajuns numai viața aceasta de pe pământ. Vă mulțumesc și mă rog la bunul Dumnezeu să vă dea multă sănătate și cale bună tuturor celor care vă gândiți la sufletul lui Ștefan Romeo. Mulțumesc de suflet! Câteva cuvinte și Laura Constanța Chioc, redactor al revistei noastre, scriitoarea însă și fica scriitor. Bună ziua! Am lăsat-o pe mama pentru că întotdeauna trebuie să dăm prioritate părinților în viața noastră, în orice facem. Eu am să vorbesc cu bucurie într-o astfel.
astfel de zi. Suntem în Sfânta Duminică. În Sfânta Duminică, uitați că sunt celebrați poeții, de la cel mai mare poet al nostru până la mulți poeți și scriitori locali. Și pentru că am auzit de multe ori în toate poeziile care s-au recitat despre zbor, despre plutire, despre rugăciune, practic, că eu am înțeles de foarte multă vreme că în cuvântul poeților, în limbajul lor, zbor și plutire înseamnă, de fapt, modul lor de a face rugăciune. Și vă invit pe toți, deși viața este grea și ne face să ne gândim la foarte multe lucruri, atât de pământești, să adresăm o rugă în gândul nostru, chiar și câteva cuvinte, pentru liniștea și bucuria de aici și de pretutindeni din orice lume, lumea aceasta mare și văzută și nevăzută a Bunului Dumnezeu, să ne rugăm nu doar pentru tatăl meu, poetul Ștefan Romeo Ghioc, să ne rugăm pentru toți poeții, pentru sufletele lor și pentru liniștea lor de pretutindeni. Vă mulțumesc! Vreau să accentuez că prin diploma primită astăzi de colegii noștri onorați, cupele primite vor fi însoțite în un timp relativ scurt, după ce ne vom consulta și cu sponsorii noștri de la revistă, pentru a primi niște sume, sigur, simbolice, care vor fi acordate și vor onora acest premiu. Acest moment atât de sensibil, de frumos și cu multă de acum încolo aducere aminte în această zi specială pentru acordă cu prilejul desfășurării manifestărilor culturale artistice de astăzi, zi aniversare Eminescu și Ziua Culturii Naționale, diploma de onoare domnului Olimp Vladimirov, membru al scriitorilor din România, poet, monografist, pasionat îngrijitor de ediții critice și antologii, remarcabil publicist, cercetător al istoriei presii culturale nord-dobrogene, inițiator al celor mai importante proiecte și manifestări literare tulcene, președinte de onoare al Asociației Cisor Tulceni, membru al Colegiului Redacțional al revistei noastre. Astăzi, eliberată, 15 ianuarie, îl felicitam. M-am pus bine. Rămâne să vă mai pun acum și cu biserica aici de față. Cel puțin să-l urmez pe prietenul meu și colegul Romeo Ghioc. Sunt în asentimentul nostru și atât m-am încântat că astăzi aici se află mai mulți scriitori tulceni, oameni care de ani de zile onorează această publicație și sunt activi în peisajul cultural turcean și nu numai. În încheiere, invit, dacă dorește, mi-ar face plăcere să auzim câteva cuvinte din partea reprezentantului Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu, domnul Izauer, un om deosebit pe care l-am cunoscut nu atât de mult, dar în ultimul timp s-a interesat îndeaproape de aceste probleme ale noastre și cu această zi, cu acest moment important de Ziua Culturii Naționale, mi-ar face plăcere să agreseze auditorul. Dar și pentru, iată, Ziua Culturii Naționale, o sărbătoare nouă, instituită anul trecut,
1 ianuarie, ceea ce face ca manifestarea de astăzi, 2012, să fie, de fapt, prima celebrare a Zilei Culturii Naționale. Eu n-am pregătit un cuvânt, dar mă bucur să ne găsim astăzi cu prilejul acestei zile deosebite, cu sala plină, chiar dacă e vorba de sala mică a teatrului. Să mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc să ne întâlnim și la anul și peste cine știe câți ani sănătoși, poate în aceeași formă, poate mai mulți, poate în altă sală mai mare. Să mulțumim domnului profesor Marelache, care ne-a adus astăzi împreună pe toți și a depus eforturi pentru organizarea festei. Așa cum au fost obișnuiți întotdeauna și cu drag, ne face plăcere să ascultăm cuvântul păstorului nostru, a preasfințitului episcop Isarion, la această manifestare, pentru aceste momente finale, și să nu vă supărați că am depășit în timpul consacrat, dar sunt două mari evenimente naționale și poate ar fi fost și mai bine dacă, ca timp, preasfinția voastră, da, vă rog. Ne bucurăm deosebit, iată că în această duminică, liturghia pe care am săvârșit-o la Capela Penitenciarului este unită cu slujba vecernie pe care o vom face la Catedrală, prin această împreună cu minecare din poezia lui Eminescu și a regretatului Ștefan Ghioc. Duminica aceasta este Duminica Recunoștinței. De ce? Pentru că la liturghie s-a citit în toate bisericile ortodoxe o pericopă evanghelică scurtă de la Sfântul Evanghelist Luca, Mântuitorul vindecă pe 10 leproși. Din cei 10 leproși, doar unul singur, care era samarinean, se întoarce și mulțumește Mântuitorului. Și Mântuitorul întreabă, dar cei 9 unde sunt? Nu s-au vindecat oare 10? Iată, nu s-a găsit decât acesta să vină să mulțumească pentru binefacerea primită și Mântuitorul îi spune, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Sigur că dacă am fi să parafrazăm și noi cuvântul Mântuitorului, am spune, dar cei 9 unde sunt? Unde sunt ulcenii din această zi? Ziua culturii române, dar în același timp și zi de plăznuire pentru marele poet Mihai Eminescu. A vorbit doamna foarte frumos și a spus că el este luceafărul poeziei românești și cel care l-a numit așa a fost asesorul consistorial, adică consilierul eparhial de la Sibiu, Elie Miron Cristea, viitorul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, primul patriarh al ei, care într-o teză de doctorat susținută la începutul secolului 20 la Budapesta, despre Eminescu l-a numit luceafăr al poeziei românești. Noi îl cunoaștem pe Mihai Eminescu ca poet, ca filozof, îl cunoaștem ca om de carte, ca ziarist, dar cunoaștem mai puțin, mai ales tânăra generație, din fiorul sufletesc religios al lui. Pentru că Eminescu a fost un om care a crescut la umbra bisericii, a fost un om profund religios, deși când eram noi la școală, învățam din Împărat și Proletar, celebra frază de acolo, religia, o frază de dens și inventată. Și spunea toată lumea, iată, Eminescu este ateu, este împotriva bisericii. Dar nu vorbea Eminescu, vorbea proletarul de acolo, în Împărat și Proletar. Eminescu, cum spuneam, a crescut la umbra bisericii. De ce? Pentru că în familia lui exista o mătușă care era călugărită la o mare mănăstire din Moldova. O mănăstire faimoasă până astăzi și în vacanții el se ducea acolo și scotocea prin cărțile mătușii și prin podul bisericii în cărțile vechi. Așa se face că el de tânăr copil studiind cărțile bisericești și-a apropiat limbajul acesta frumos poetic pe care apoi îl a prezentat în frumoasele lui poezii. Mihai Eminescu a avut legături deosebite cu biserica. El a scris și poezii religioase. Am ascultat aici poezia închinată Maicii Domnului care este pusă pe note Rugămâne durărilor. Altă frumoasă colinde, vremea colindelor. Are alte lucrări care ating fiorul sacru al religiei și al vieții bisericești. El a vizitat și Sibiu. A fost găzduit în casa
de lângă Catedrala Mitropolitană, când era cu trupa lui Pascali, care făcea turneu prin Ardeal, și până astăzi casa aceasta a fost amenajată ca și casa Eminescu de pururea pomenitul mitropolit Antonie Plămădeală, care a scris foarte, foarte frumos la adresa poetului nostru național, Mihail Eminescu. El a fost și la Blaj. Și se spune că de pe colina Blajului, când a văzut cetatea, a rostit cuvintele care au rămas ca o sintagmă. Te salutez, micuță Romă. Și iată, mica Romă a devenit până astăzi o sintagmă a cetății culturale a Blajului. El a fost și la Rășinari, unde își doarme somnul de veci Andrei Șaguna, și acolo a fost găzduit în casa bunicului poetului Octavian Goga. Deci a avut multe, multe legături și să știți că a fost prăbădit el și cu Caragiale în Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București la kilometru zero, unde se află și mormântul voievodului martir Constantin Brâncoveanu. Și ne spunea încă înainte de